După atâta rău, e normal să apară o perioadă de așteptare. Trebuie concepute noi planuri de viitor. Sportivii au nevoie de meciuri oficiale tard după ce AIBA a scos România din competiții. Încă lasă de durit momentul de față, dar ne așteaptă o serie de meciuri, de pregătiri internaționale și sigur va fi nevoie de o perioadă de așteptare, să spunem așa, ca sportivii ușor să capete experiență, să se întărească și sigur de rezultate putem să vorbim puțin mai târziu. În era Rudel Obreja, boxul românesc a stat mai mult la podea. Tocmai că am intrat în umbră în ultima perioadă, din păcate numai boxul și alte ramuri de sport pe care îl cunoaștem. Dar noi ne gândim la familia noastră, să spunem așa, ne gândim la box și trebuie să revigurăm, să intre iarăși în atenția ramurilor de sport cu tradiție în România și de ce nu, pe urmă, să încercăm să, în anii viitori, să reușim să ne impunem și pe plan internațional.